Republica Moldova, ca membra Organizației Națiunilor Unite, care a devenit pe data de 2 martie 1992, s-a asumat niște angajamente ca să nu fie numai consumator a acestor elemente de securitate, dar să și contribuie la menținerea securității și păcii internaționale. Rezoluția 1325 despre balanța gender în misiune a fost respectată totalmente. Deci, pe parcursul îndeplinirii serviciului acolo, niciodată nu m-am ciocnit cu careva stereotipuri ce ține de colegi de misiune. Am îndeplinit serviciul în perioada 2007-2008 în Liberia. Misiunea Națiunilor Unite, ANMIL. Am participat în misiune Organizației Națiunilor Unite în Sudan, începând cu anul 2009 până în 2010. În perioada anilor 2014-2016 am participat în operațiunea de menținere a păcii din Republica Centrală Africană în orașul Bangui, capitala țării. Era pur și simplu foarte calm și totodată abordările culturale, deci comportamentul populației băștinașe era totalmente diferit de ceea ce noi am fost pregătiți. Acea sărăcie care o vezi și reieșind din faptul că acasă la noi situația este mult mai bună decât este pe continentul african, nu în toate țările, dar anume în Sudan unde am fost. Dorul de casă era extrem de mare, deci încercam zilnic să stabilesc o legătură. Și te bucurai de fiecare zi că ești în viață și vei acasă. Dorul de familie, de casă, de prieteni, rude și colegi apropiați. Și situații de stres, ele au fost, dar rămân undeva ascuns în amintire. Mi-a oferit posibilitatea să fac o mulțime de prieteni din într-o mulțime de țări. Până în ziua de astăzi comunicăm, ținem o relație strânsă, avem și un grup format pe o rețea de socializare, unde până în prezent ne împărtășim emoțiile prin care am trecut, deci a fost o experiență bogată. Continui să am legătură cu un coleg care am parcurs la un an întreg, am făcut serviciu între aceeași echipă și acum, în momentul dat, el se află în grad de colonel în departamentul operațiunii menținerea păcii din New York. Când o să vezi un bărbat în toată firea care este gol pușcă, numai cu chipiu în cap și, în schimb, în spate are un kalașnikov. Am întâlnit o persoană locală care s-a apropiat de mine și a vorbit în limba română, explicându-mi că a făcut studiile în România, a recunoscut țara din care provin după drapel, a spus că a avut o mare dragoste în Republica Moldova și chiar mi-a dat și numărul de telefon să o contactez, să-i spun că până în ziua de astăzi o iubește și are careva sentimente față de ea. Sunt foarte mulțumit că am avut așa ocazie și am îndeplinit succes misiunile, m-am întors sănătos și viu înapoi în țară și asta e.